aproape de stânga meu. Așa scâinii ce dau atacuri. Viceprimarul comunei Giroc, Dan Vârtosu, trage un semnal de alarmă după măcelul de la o fermă din Chișoda, unde peste 100 de oi au fost omorâte de câinii vagabonzi. Într-un incident grav și alarmant care subliniază urgența și magnitudinea problemelor legate de câinii vagabonzi, comuna Giroc se confruntă cu o pierdere devastatoare. În noaptea de 13 spre 14 martie 2024, la marginea localității, o stână a fost scena unui atac îngrozitor în care 30 de oi și aproape 100 de miei au murit atacați de o haită de câini vagabonzi. Precizăm că marea majoritate a animalelor au sfârșit prin sufocare. Acest incident vine la doar o zi după ce alte 40 de ovine au fost descoperite decedate în circumstanțe similare. Situația este cu atât mai delicată cu cât primăria Giroc se confruntă cu absența unui serviciu propriu de ecarisaj, fiind nevoită să colaboreze cu Daniflor SRL, a cărei activitate a fost suspendată la data de 19 februarie de către Direcția Sanitar-Veterinară Timiș. În ciuda eforturilor repetate din ultimul timp ale administrației locale de a angaja operatori privați de ecarisaj din Timiș, aceste inițiative s-au lovit de refuzuri, amplificând criza justificată a comunității. Această tragedie evidențiază o problemă profundă și prelungită ce necesită o intervenție rapidă și coordonată a tuturor instituțiilor responsabile. Este imperativ să se găsească soluții urgente pentru prevenirea unor astfel de incidente în viitor, pentru a proteja atât animalele, cât și membrii comunității. De altfel, din nou, azi, ca urmare a ultimelor două incidente, primăria Giroc a informat toate instituțiile cu atribuțiuni pentru a colabora și interveni de urgență în vederea stopării acestor atacuri. Facem un apel insistent la populație să abordeze această situație cu calm și să se abțină de la orice acțiuni extreme împotriva animalelor fără stăpân. Totodată invităm asociațiile de protecție a animalelor să colaboreze îndeaproape pentru a combate acest fenomen alarmant, care nu numai că a afectat comunitatea din Giroc, dar reprezintă o amenințare iminentă pentru orice altă localitate periurbană. Este momentul pentru o acțiune concretă pentru a pune capăt acestei crize și pentru a crește siguranța comunității noastre. Transmite Dan Vârtosu.